În ce fel vrei să influențezi în continuare publicul tău? Pe canalul ăla, pe țeava... Cu apă de izvor? Cu izvor, sper. Sper. Dar sper. Prin blogul tău... Să spun un lucru. Da. Și eu o spun acum așa, am spus-o nu odată ca spovedanie, să știi că eu am stat mult racordat și la apa de canal. Deci eu recunosc asta și aș fi un ipocrit uriaș să spun dintr-o dată, nu, am stat mult racordat pe țev de canal în toată perioada de televiziune, de audiențe uriașe, de tot, și recunosc asta. Adică e un lucru, e un fapt obiectiv din cariera mea, de care nu mă ascund, nu fug, nu-l reneg, nu fac nimic din toate astea. Care au fost întâlnirile, în afară de Lazarov, care... te-au format? Pentru că am văzut că tu, spre deosebire de mulți alții, ești un tip recunoscător. Ai recunoștința în sânge. Știi să mulțumești oamenilor care îți dăruiesc lucruri. E un scriitor, mie îmi place mult, e relativ anonim, așa, nu prea știe lumea, îl chema Paul Angel. Și Paul Angel avea o vorbă frumoasă, zicea că povara recunoștinței e mai grea decât povara urii. Corect. E mai greu să fii recunoscător cuiva decât să-l urăști. Bă, îl poți urâ o săptămână, două, am directori pe care, am avut șefi, am avut habar n-am, pe care poți să-i urești o săptămână, două, trei, o lună, mă durer. Știi? Dar ca să fii recunoscător cuiva e mai greu. Deci povara recunoștinței e cu adevărat grea. Dar tu ai avut-o și o porți. Și eu am, și în continuare eu am. Adică așa am și început spunându-ți că le sunt recunoscător unor oameni. Ei au construit tot ce era în jurul meu. Eu n-aveam nicio șansă. Sunt oameni care m-au marcat. Cine? De la cine ai învățat? Cu cine? Câțiva, bineînțeles. Pentru că bănuiesc că ai toată panoplia. E atât de greu de vorbit despre... Știi că... Învățăturile astea sunt diferite. Sunt învățături pe care le ai în televiziune, în jobul tău, învățături spirituale, învățături de familie, învățături, adică depinde. Că nu sunt toți la oaltă. Am învățat extrem de multe lucruri de la Codruța, de la soția mea. Dar nu pot să spun că am învățat de la Codruța lucruri pe care le pot aplica în televiziune. Sau am învățat în televiziune lucruri fantastic de importante de la, nu știu, Valeriu Lazarov, de exemplu, sau știi, alți oameni cu care am o colegă la Chișinău, Natalia, o cheamă, de la care am învățat enorm de multe lucruri, producător de televiziune. Adică, da, ăștia nu m-au influențat în familie, sau viceversa. Am un prieten, pot să-i spun, părintele Vasile, se numește Vasile Ioana, care e un tip senzațional, un tip extraordinar, de la care am învățat o mulțime de lucruri în zona spiritului, spiritual, știi? Sau de la, la Sibiu, de exemplu, e un preot foarte, s-ar putea să știi, preotul Necula. Sigur, toată țara îl știe. De la care iarăși așa am învățat lucruri spectaculoase. O să mă duc săptămâna viitoare, când mă întorc de la Chișinău, filmez cu părintele Necula un episod special de Crăciun. Pregătesc un dialog sau un trialog, dacă vrei, la Cluj. Îl filmez pe 10 septembrie cu părintele Necula, care mi-e tare drag și mi-e un prieten, îl consider un prieten, și împreună cu un om pe care îl consider la fel un mare, mare prieten și de care mă leagă multe, multe amintiri, și pe care îl cheamă Florin Piersic. Oh. Și o să încercăm noi trei să vorbim despre Crăciun. Trei oameni care știu să vorbească mult și bine. Hai să vedem ce o să iasă. În același timp? Succes! Hai să vedem ce o să iasă. Eu zic că va trebui să faci un episod, un serial. Un serial, exact. Da. Hai să vedem. Ar putea fi interesant. Te atrage zona asta spirituală? Știi că tot ce vine din spirit e mai intens decât tot ce vine din materie. Sigur. Asta e clar. Mă atrage fără să fiu habotnic neapărat, fără să fiu căzut în zona asta habotniciei, dar mă atrage, îmi place, mi se pare interesant. Nici nu poți altfel. Așa să te ții de o masă sau de un scaun. Ai avut parte de miracole în meseria ta? Păi eu sunt un miracol în meseria mea. Să știi că în toți anii ăștia, întotdeauna mi se părea, Cristina, că... trișez, știi? Adică de foarte multe ori mi-a ieșit 6-6. Și mă gândeam, băi, nu are cum. Și îi mulțumesc întotdeauna lui Dumnezeu, adică cred că vine de undeva.